Semnificația cheilor și a sabiei din icoana Sfinților Apostoli Petru și Pavel Deseori se întâmplă, intrând în biserică și privind la icoane sau la chipurile Sfinților de pe pereți, de pe pereții bisericilor, să ne punem întrebarea de ce unii Sfinți sunt zugrăviți cu unele unelte sau arme. Și după cum este obiceiul, fără să întrebe de preoții bisericii, Încep singuri în sinea lor să explice cam ce ar însemna aceasta. Ei bine, dacă deja este cunoscută viața sfântului, atunci poate să-și dea bine seama ce ar fi dorit să redea scriitorul icoanei, pictorul. Trebuie să știm că în iconografia ortodoxă fiecare element reprezintă ceva. Dacă nu din viața sfântului, atunci ceva simbolic, care este legat de viața bisericii. Așa se întâmplă și în cazul cu icoana. Sfinților Apostol Petru și Pavel. Zugrăviți pe icoanei, putem deosebi pe acești doi apostoli prin aceea că Sfântul Apostol Petru este zugrăvit cu chei în mâna dreaptă, iar Sfântul Apostol Pavel cu sabie. Care este cauza? Că unul e zugrăvit cu chei, iar altul cu sabie. Voi încerca pe baza Sfintei Scripturi să dau răspuns la această întrebare. Cheile din icoana Sfinților Apostoli Petru înseamnă cheile împărăției cerurilor pe care Domnul nostru Iisus Hristos în timpul vieții sale a făgăduit că le va da acestui mare apostol pentru mărturisirea lui hotărătoare, că el este Fiul lui Dumnezeu. Evenimentul dat s-a petrecut în felul următor. Și venind Iisus în părțile cezariei lui Filip, îi întreba pe ucenicii să zicând, Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Iar ei au răspuns, unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Și le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt? Răspunzând Simon, Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Pentru această hotărătoare mărturisire, Mântuitorul îl fericește pe Sfântul Apostol zicând, Fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție acestea, ci tatăl meu cel din ceruri. Și după această mărturisire pe care el cel din tâi a făcut-o, mântuitorul i-a zis, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Apoi mai adaugă Hristos și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Prin cheile care i s-au dat Sfântului Apostol Petru se înțelege împărăția darului sau biserica, pe care Mântuitorul a făgăduit că o va zidi pe piatra credinței și a mărturisirii lui Petru. Cum însă trebuie să înțelegem înmânarea cheilor de la împărăția cerurilor Sfântului Apostol Petru? După obiceiul popoarelor vechi, precum și a evreilor, înmânarea cheilor înseamnă încredințarea stăpâniei asupra casei sau asupra averii. Potrivit cu acestea și cuvintele Mântuitorului și zvoidație cheile împărăției cerului. Trebuie să înțelegem prin acestea că Sfântul Apostol Petru, lui i s-a dat puterea de a închide și a deschide intrarea în această împărăție, de a primi în sânul bisericii sau de a îndepărta de la ea. De această putere este legată și altceva de a lega și a dezlega păcatele oamenilor. Pentru că numai acela poate să fie membru al bisericii, care prin pocăință va primi iertarea păcatelor, care să dă de Dumnezeu prin slujitorii bisericii. Prin urmare, când Mântuitorul i-a dat Sfântului Apostol, Petru, cheile, prin aceasta l-am puternici să lege și să dezlege păcatele oamenilor. Și orice veți lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Și deoarece Sfântul Apostol Petru, cel din tâi, a mărturisit că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, tot cel din tâi dintre apostoli a primit și făgăduința că va avea cheile. Din contextul Scripturii, vedem că Mântuitorul a făgăduit că va da tuturor apostolilor putere. Aceasta se întâmplă doar peste câteva zile, de la mărturisirea Marelui Apostol. Oricâte veți lega pe pământ, le, le, spune Hristos, vor fi legate și în cer. Și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Doar după învierea sa, el a dat această putere. Atât Sfinților Apostol, cât și urmașilor lor, episcopi și preoți arătându-se ucenicilor săi după înviere, el a suflat asupra lor și le-a zis, Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute. Deci când vedem pe icoană pe Sfântul Apostol Petru cu cheile în mână, trebuie în primul rând să ne amintim și să preamărim mărturisirea lui hotărătoare a Dumnezeirii lui Isus Hristos, iar în al doilea rând, în fața Sfântului Apostol Petru care ține în mână cheile, noi trebuie să vedem chipul sau simbolul stăpânirii bisericești, care are împuternicire de la Domnul nostru Iisus Hristos să lege și să dezlege, să ierte și să nu ierte, să deschidă și să închidă intrarea în biserică. Biserica leagă, spune fericitul Augustin, și biserica dezleagă, Biserica întemeiată pe piatra cea din capul unghiului, adică pe Domnul nostru Iisus Hristos, leagă și dezleagă, să se înfricoșeze deci și cei legați și cei dezlegați. Cei dezlegați să nu cadă, iar sub aceeași osândă, iar cei legați să nu rămână în aceeași stare, având în vedere că în afară de biserică nu se poate primi dezlegare. Sfântul Apostol Pavel este zugrăvit pe icoane, cu sabia în mână. Care este cauza? De ce cu sabia și ce înseamnă această sabie? Sabia înseamnă propovăduirea sârguitoare a cuvântului lui Dumnezeu. De două ori în scrierile sale, Apostolul Pavel înfățișează cuvântul sub chipul sabiei. În epistola către creștinii din Efes, vorbind despre lupta necontenită care îl așteaptă cu căpeteniile domniile și stăpâniile veacului acesta, și împotriva duhurilor răutății celor de sub cer. Sfântul Apostol, pentru izbânda acestei lupte, dă sfat efesenilor să se îngrijească de armele duhovnicești, în numărul cărora arată și sabia duhovnicească sub care, după cum lămurește el, trebuie de înțeles cuvântul lui Dumnezeu. În epistola sa către evrei, ca să arate puterea și lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel îl aseamănă cu o sabie ascuțită de amândouă părțile, arătând cum cuvântul lui Dumnezeu lucrează mai puternic decât ea. Căci cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțirea sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Sfântul Apostol Pavel, mai târziu decât toți ceilalți apostoli, a intrat în slujirea apostolică. Însă la propovăduirea acestui cuvânt, după cum el însuși a mărturisit despre sine, s-a ostenit mai mult decât toți apostolii. Fiind mai înainte prigonitor, Marele Apostol, după ce închip minunat I s-au deschis ochii lui Duhovnicești și a dedicat toată viața la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, cu scopul de a aduce la picioarele lui Hristos cât mai multă lume. Dintr-un aprig prigonitor, el a devenit un înfocat slujitor al lui Hristos. Pe unii îi învăța cu cuvântul, pe alții îi îndruma în scris, prin epistole. Trebuie să avem în vedere că acest înfocat slujitor al lui Hristos. Care ne zi și noapte, lucra cu sabia cuvântului lui Dumnezeu, care și altora a poruncit să se înarmeze cu aceasta, numai el, dintre toți ființii apostoli, fiind scutit ca cetățean roman, de pedepse înjositoare, cu lovituri de trup, și a sfârșit viața pământească, tot prin sabie, socotindu-se tăierea capului ca o pedeapsă de cinste la romani. Deci, văzând pe Sfântul Apostol Pavel ținând în mână sabia, ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, noi mai întâi trebuie să ne amintim și să slăvim slujirea lui înfocată la răspândirea credinței creștine, care a încetat numai după ce s-a sfârșit prin sabie.